acasă controlat, deși ba ați avut 5 goluri avans, ba 2 și atacul pentru Focșani. Cum a fost? Știam că va fi un meci greu. Pe teren propriu, toate echipele din Liga Zimbrilor joacă foarte bine. Focșani are un public care o împinge de la spate și s-a văzut. De fiecare dată am avut probleme în a manageria cele 4-5 goluri, diferență pe care le puneam pe tabelă. Echipa din Focșani, ok, este locul 8 în clasament, o echipă totuși de play-off. Mâine va fi cu totul și cu totul altceva în mod normal, Dinamo sau Steaua. Să te întreb mai întâi pe cine ți-ai dori. Nu contează. O finală e o finală. Trebuie să joci cu sufletul și 100% dedicat. Cum se manageriază un turneu Final Four? Un meci sâmbătă, un meci duminică. Voi nu jucați decât cel mult o dată pe an un astfel de turneu. Da, e destul de greu acest format de Final Four. Ar fi fost o idee bună să fie 3 zile, vineri, sâmbătă, duminică, deoarece nici nu știi cât de accidentat poți să fii după meci. De-abia după 24 de ore încep să te doară loviturile. Și mai ales că, de exemplu, tu ai jucat foarte mult astăzi. De asemenea, Cristi Fenici, nu a fost un rulaj foarte mare al echipei. Cum crezi că te vei recupera până mâine peste 24 de ore? Eu sper cât mai repede și cât mai bine. Dar un Final Four este ceva special și când ai șansa să joci o finală de Cupa României, nu te mai gândești că n-ai avut timp de recuperare, că ar fi trebuit să faci, nu știu, o baie cu gheață, ceva, nu. Intri cu sufletul și joci. Mersi. Față de cum au decurs lucrurile în teren, crezi că diferența e ușor nedreaptă pentru Focșani? Nu pot să spun că e nedreaptă, că s-au ținut de noi, a fost ok. Acum 7 goluri, poate suna un pic aspru. Dar a fost bine că până la urmă am reușit să ne desprindă pe final. Indiferent de adversar, crezi că mâine veți porni din postura de outsider? Da, cu siguranță. Locul din Liga Zimbrilor ne spune că plecăm ca și outsider. Și vă convine postura asta? Crezi că vă avantajează? Nu cred că ne-ar avantaja. Dar nici nu ne dăunează. Mersi.